Am zis să profit un pic așa de ultima zi cu căldură, pentru că urmează câteva zile în care scad temperaturile. Chiar dacă bate vântul astăzi, nu știu dacă se aude pe cameră. O zi bună de plimbat cu motocicleta. Și am venit într-un loc în care îmi place mereu să vin să mă plimb, deși nu cred că am fost la plajă niciodată. Dar cu motocicleta am fost de foarte multe ori la plimbare în Costinești. Și am venit să și văd două lucruri. Unul dintre ele este epava, pe care am tot văzut-o la știri zilele astea, că ușor, ușor se cam degradează și nu știm cât timp o să mai fie aici. Am două videouri care au mers foarte bine cu epava, unul în care am filmat-o cu drona și video pe care l-au prelat toate știrile fără acordul meu și probabil l-ați văzut de multe ori. O să încerc să-l găsesc și să-l pun aici și să facem o comparație cu cum arată epava acum. Îmi dau seama vizual de aici că au căzut multe bucăți din ea. Și mai am un video care a mers foarte bine și el a fost preluat de câteva televiziuni fără acordul meu, când am fost pe stand-up pedal și am intrat în interior. O să vă las și de la video la câteva cadre aici. Nu mai ai cum să intri pe unde am intrat eu, pentru că e prăbușită zona aia. Nu am nici cum să mă duc cu drona până acum la epavă, deși am drona aia mică cu mine, dar la cum bate vântul nu vreau să o pierd. O să încerc totuși să fac un zoom de aici ca să vă faceți o idee și să comparați cu cadrele de acum ceva ani. Și cine știe, poate e ultimul vlog, cel puțin al meu, în care mai apare epava asta. Se și plărgește malul aici, se fac multe chestii în Costinești. Și al doilea lucru pe care am venit să-l văd în Costinești este zona unde o să fie Beach Please. Pentru că nu o să mai fie unde a fost în primul și al doilea an. Am fost la primele două ediții. Prima ediție a fost ca un semi-bâlci. A doua ediție a fost mult peste prima, dar nu prea am ieșit din zona aia de VIP, unde am avut băutură din partea casei și s-a și consumat multă băutură fiind din partea casei și n-aveam chef să mă mai mișc de acolo, dar a fost ok. Anul ăsta însă se anunță ceva mult, mult peste. S-a schimbat locația pentru că nu era încăpătoare locația în care a fost până acum. Hai să mergem să vedem dacă o găsim și voară și vouă. Sneak peek din partea lui Pov. Conform Google Maps și ce am mai văzut eu pe TikTok, aici o să fie toată nebunia. Au nivelat momentan terenul, se toarnă niște piatră, niște chestii prin spate pe acolo, pe undeva. Posibil să facă alte căi de acces, pentru că străduțele astea pe aici sunt cam înguste și dacă o să se înghesuie zeci de mii de persoane pe aici, o să fie cam complicat, inclusiv cu mașinile. Așa că nu rămâne decât să mai revenim, poate puțin mai târziu, pentru că momentan este doar un câmp. Într-adevăr, nivelat, dar cred că mai au treabă multă până să fie cum trebuie. Hai să ne urcăm înapoi pe motocicletă, pentru că se pune vântul ăsta din ce în ce mai tare și a început să fie un pic frig. Încerc să ies din Costinești undeva pe partea aia, sunt niște drumuri din astea arabile sau nu știu cum se numesc și poate luăm un cadru și de pe partea cealaltă. Let's go! Mă uitam pe Google Maps unde sunt exact, pentru că m-am semi-brătăcit pe aici. Am ajuns pe un drum de pământ, aparent undeva unde foarte multă lume aruncă moloz. Sunt pe partea astălaltă a căii ferate. Iar mai devreme eram undeva acolo. Deci cred că undeva în toată zona aici o să fie toată nebunia. Și pe aici trece trenul. Deci dacă veniți cu trenul, o să vedeți direct festivalul pe geam. Acum hai să plec de aici, că arată foarte dubios zona asta. Bună fetelor, bună fetelor, tot la teme, tot la teme! Da! Mai ai mult? Uite, mai am foarte puțin. Uite, am castea asta nouă, ochelari 3D. Wow, ce tare! Wow, și cu ochelari 3D? Da! Și te-ai uitat? Sau încă nu te-ai uitat? Ba da, mai tare. Și ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut. Mi-a plăcut cel mai multe două. E foarte relaxant. Foarte drăguț este. Avem ochelari 3D și la televizor noi, dar nu mai știu pe unde sunt. Mult mai ok vremea în Constanța decât la Costinești. La Costinești băteam un vânt de zburat casca de pe cap. În schimb, când am intrat în oraș în Constanța,
Bă, e un piculeț de vară. Uite, mă, care veni Sorinel, mă. Mai bate un pic vântul ăsta, cel puțin aici în curte, mai adăpost, se simte bine. Da, cum vă ziceam, ultima zi pe aprilie, că după aia mai avem de așteptat până vin din nou temperaturi din astea de 27-30 de grade. Tocmai ce mi-a apărut pe TikTok că în Cluj ninge, deci a luat o razna vremea. Mă duc să iau pe Lizuca de la grădiniță, după care o să ne oprim un pic pe la mall. I-am promis că iau înghețată, ieri am promis și nu uită. Vă asigur eu că nu uită, copiii ăștia lucrurile bune nu le uită. Lucrurile pe care trebuie să le facă și le-au făcut greșit și le spui să nu le mai facă, alea le uită. Și pentru că nu prea e de mers în parc pe vântul ăsta, o să o duc un pic la mall. Așa că ne revedem cu drăguța pe scaunul din spate acolo. Bună, Eliza! Ești supărată pe vlog? De ce? Nu vrei să le spui unde mergem? Cât spectacol se face acolo! Mergem la mall? Da. Ce să facem la mall? Să luăm înghețat. Să luăm înghețat de căpșuni. Și între timp eu o să execut această plăcințică cu dovleac primită de Eliza la grădiniță. Pentru că ea nu mănâncă pachetelele, le mănâncă tati. De cele mai multe ori. Misiune îndeplinită, ia uite cine e fericită. E bună? Ce ți-a pus acolo? Înghețată. Și un biscuite. E bună. Am luat multe șervețele. Să fie. Că până am găsit o băncuță aici în mall să ne așezăm, Eliza s-a săturat de înghețată. Gata? Mă mai mănânci? Adevărul că lactea de drăguță i-a pus mai mult doamna aia de acolo. Plus că am mai cumpărat noi niște chestii pe care o să vi le arăt acasă. Seara te vizau o surpriză. Am mașină. Wow, mulțumesc mult. E pentru amândouă. Da. Și la spate, ai văzut tu că am ceva la spate? Da, am niște chipsuri. Niște Pringles cu Minecraft. Oh, spun special stew. Nu știu ce aromă e asta, suspicious stew, dar o să vedem. O să-l pun pe short, pe TikTok și pe Instagram. Acum trebuie desfăcut gumball machine. Ia zi gumball machine. Gumball machine. Mai întâi ne descălzăm, spălăm mânuțele și după aia, bine? Cine a spălat mânuțele la gumball machine? Hai, învârte. Nu merge. Păi să-l agităm un pic, că cred că s-a blocat. Cred că s-a blocat acolo de nu mai vrea. Gata, ia uite că am storcut și tu un pic, dar a ieșit. Roz, exact cum îți place ție. Acum hai, învârte și tu. Hai că am dezlușit misterul, au stat la căldură și se lipiseră între ele acolo, trebuie să le ținem la frigider, i-am învârte acum, să vedem dacă a căzut. Tot roz? Da. Cum e, bună Eliza? Gata, gata, nu mai, ei, asta e a lui mami. Am zis, eu nu vreau, am zis una pe zi, da? Le ținem la frigider și mai mâncați mâine, mai învârtiți mâine aici, da? Da. Uite câte aveți. O băgăm la frigider ca să nu se mai lipească gumițele. Și acum o să iau pe Eva și o să deschidem și Pringles-ul ăla cu Minecraft. Vedeți pe short. Gata, s-a desfăcut și s-a filmat și cu Pringles-ul, ne-a plăcut, chiar e bun la gust. Mergeți și uitați-vă la short dacă vreți să vedeți reacția noastră. Acum mai dau porția de seară Evuței. Mai mănânc și eu unul. Eliza-i pe o liță și nu pot să vă arăt. Dar vă pupă și acum vă pupăm și noi și ne vedem în următorul vlog, așa e, va? Mhm. Ciao.